Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. Ni s-a reproșat, adică voi ne-ați mai reproșat că citim toate mesajele și, apropo, mulțumesc foarte, foarte frumos pentru toate mesajele de la mulți ani, pentru Vlad, domnul Petreanu și domnul Petrescu, toate vin la mine, deci mulțumim. Ni s-a reproșat, ne-ați reproșat că nu ținem post corect și că vă facem să salivați din când în când cu diverse rețete, așa că noi, responsabili și atenți la suferințele voastre, am căutat alternative, am făcut o amplă documentare a mâncărurilor de post permise la creștini, adică în afară mâncăruri de post mai cu proteină, în afară de ștevie, lobodă și ce mai e, și am aflat că, de exemplu, la catolici, castorul, capibara, care este un soi de șoarece mare, dar care trăiește în apă, și aligatorul sunt incluse la categoria pești. Și aligatorul? Și aligatorul, da. Iar la ortodox și greci merg de post și caracatița și creveta. Deci, nu poți să-i mănânci oricând. Sunt la modul pește. Poți să-i mănânci oricând, dar când este dezlegare la pește... Practic, cineva zice, e dezlegare la aligator. Baci un aligator ca popa, o plachie de aligator, dacă ești catolic. Și dacă ești ortodox, grec, crevete, caracatiță. Cu catolicii, dar nu e ok asta, că le-a dat voie să mănânce aligator, dar e interzis consumul de carne de crocodil, deci cumva e... Nu e crocodil, e aligator, ai caiman, aligator, crocodil. La crocodil și caiman nu ne băgăm, aligatorul e altceva. E o specie de crocodil, din câte știu eu, toți crocodilii sunt interzis. Dar crocodilii de ce pot să mănânce om și omul poate să mănânce crocodil? Corect, bună observație. Asta nu știm. Dar oricum, postul, postul catolic e mai blând. Da. Oricum. Mai permisiv. Serios, da. Sunteți. Dar asta de la noi cu creveții, cred că te lasă numai chipsuri de alea, nu? Nu, la noi în România. De aia vietnamezi. Nu cred. Aici este o discuție întreagă. Am citit că preasfinția asta, Teodosie, așa, a spus că asta e înșelătorie. Și cine? Că, practic, cum cine? Cine? Ce e înșelătorie? Înșelătorie este că și creveta este ființă. Și dacă e ființă, nu mănânci. Eu am văzut preoți susținând că poți să mănânci creveți, da, pentru că nu au sânge. Fructe de mare, în general, de fapt, nu creveți. Fructe de mare. Teodosie a spus că nu e voie, că dacă e ființă, nu se mănâncă. Deci noi am rămas blocați în lobodă și ștevie, în timp ce alții au descoperit... Adică, vezi, dacă și noi am putea să creștem porci acvatici, ar fi treabă. Castorii, de exemplu, și trebuie să vă dăm explicații. De ce? Care-i treaba cu castorii? Castorii erau mâncați într-o veselie în Polonia medievală, pe când oamenii mâncau mult mai sănătos orice prindeau. Orice prindeau cu un pic de proteină pe coaste sau coadă, în cazul acesta, și adaptându-se la voința poporului, Biserica Catolică Poloneză s-a uitat mai cu atenție la castor și mai ales la coada castorului. Și a constatat că coada castorului așa are practic ceva ce seamănă cu solzi. Păi așa a decis că dacă are solzi, castorul se încadrează numai cu coada la categoria pește. E serios, deci, practic, coada castorului e pește, restul castorului nu. Drept urmare, vinerea, când e voie la pește, polonezii, cu voie de la Vatican, mâncau castor. Coadă de castor, poate. Băi, ei mâncau, fiți atenți, deci jurnalistul Mihai Popescu a scris pe pagina lui de Facebook cum s-a ajuns ca la mănăstiri să se mănânce ciorbă de coadă de castor, că doar coada era considerată propriu-zis pește, iar restul lumii nu se încurca și mânca direct tocană de castor în post. Pentru că asta mi-a scăpat, adică am scăpat, mi-a alunecat cuțitul și mai încolo, și așa înțelegem. Pe TikTok găsești niște videouri cu polonezi super fericiți când văd câte un castor. Și se viralizează, pentru că au un entuziasm formidabil când văd câte un castor aleargă după el și se bucură, poate pentru că se gândesc la mâncare. Și sunetul ăsta e cam așa. Ăsta este un polonez care vede un castor undeva lângă Oru și aleargă după el. A pierdut par și s-a spus că bobr, curva! Bobr este castorul. Ia pierdole, chipidle! Bober! Bober! Ei, curva, bober! Bober, ne-s pierdale, mordo! Boberul e pe o curbă, probabil. Bober! Alergă în curbă. Azi curva, duce-te! Bober! Salivează, practic. Ia pierdole, pierdole, așa ce vii de bobro! Ce entuziasmat! Ia uzi! Ia chipidle, e bane! Spierdole, de bode și utopiu! Uite cum fuge săramura. Moda asta de a păcăli regulile se mai găsește și la alte popoare catolice, dar peste ocean, la castori s-au băgat și catolicii canadieni prin secolul al XVI-lea, XVII-lea.
mâncatul picioarelor și cozii de castor în post era întâlnită și la unele mănăstiri din Franța. În Venezuela s-a luat însă dispensă de la Vatican pentru capibara. Capibara, rozătorul acvatic. Uh-huh. Logica e că dacă stă în apă, practic e ca peștele. Peștele stă în apă, deci tot ce stă în apă este practic pește. Așa că dacă capibara îi place mult să stea în apă, este pește. Și ca și castorii, capibara e delicatesă în post, deși se înțeleg că acum s-au mai schimbat gusturile și asta e o chestie mai veche, mai arhaică, nu se mai mănâncă chiar așa. Sau numai prin anumite regiuni. Și în fine, mai aproape de zilele noastre, în 2010, Arhidioceza din New Orleans, Statele Unite, a dat un răspuns mult așteptat de credincioșii catolici. Da, și aligatorul este pește și poate fi mâncat în post. Dacă apuci. Dacă apuci. Dacă nu, cumva e invers. Întrebarea a venit, există un comunicat oficial transmis de Arhidioceza respectivă în care se răspunde unei întrebări puse de un domn care avea o fermă de aligatori. Și s-a constatat că aligatorii intră la categoria fructe de mare și ca atare se permite să... Băi, vezi cum se adaptă? Asta mi-aduce aminte de anecdota aia, știi, cu evreul care cere o audiență la papa? Da, știu, e clasică. Da. Și... Dar poți să zici pentru... Da, și cere, dacă se poate, preasfinte părinte, fac o donație și dacă s-ar putea să includeți în rugăciunea Tatăl nostru, alături de... și dă-ne nouă pâinea cea de toate zilele, să adăugați doar atât. Și o Coca-Cola rece. Eu am afacere cu Coca-Cola și... știi? Da, da. Îți finte anecdot. Bun. Asta e. Bă, dar mi-a venit o idee cu porcul de post. Adică dacă merge cu aligatorul că trăiește în apă, dacă merge cu castorul care are coada, îi place apa și are coada cu solzi, să știți că nemții denumesc capibara Wasserschwein. Adică porc de porc apă. Porc de apă, da. Nu cred că de aici am putea să începem ceva revoluție. Să avem și noi tocană de Wasserschwein. Că dacă e porc de apă... De porc de apă? Da. Stai că noi avem, l-am adaptat pe ăla de guine. Porcușorul de guine. Cum e considerat? Porcușor. Eu mă merg că nu s-au gândit ai noștri la... Ai noștri oamenii, mă refer, că noi ortodoxi, nu știu dacă remarcați, suntem pe calea cea dreaptă, n-am călcat strâmb cu nimic. Așa. Acum, da. De dată recentă, puțin cu creveții, până s-a sesizat imediat. Autoritatea și-a zis cu minte, cu ăsta că e ființă. Dar toate răutățile astea, dacă observați, sunt la ceilalți. Da. Catolici și alte așa... Este pravoslav. Exact. Dar cum de nu s-au gândit la rață, la... Rața de apă? Da, la da, stârc. Domnule, așa. La cocostârc. Acum stârc n-aș mânca. Dar o rață pe varză de post. Da, altfel trebuie. Vlad. Zi, dacă... Trebuie să ne cerem scuze pentru vorbitorii de limbă poloneză. Da? Că am primit mesaje din teritoriul că cetățeanul entuziasmat înjură ca la ușa cortului. Poloneză, Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.